Punctul de intervenție este realizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, în parteneria cu Primăria Comunei Ticveni, și este dotat cu 2 auto speciale de intervenție, fiind deservit de 4 pompieri pe tură, 24 de ore din 24, iar toate cheltuielile legate de utilități sunt suportate de primărie. Practic, în afară de Primăria Ticveni, vor mai fi și primăriile din Sălătrucu, Șuici, Ticveni, Ciufrângeni, Cepari și Poienarii de Argeș. Vreau să vă spun că dacă timpul de intervenție de la ISU Curtea de Argeș pentru primării respective era de 45 de minute, în condițiile actuale timpul de intervenție va coborî undeva la 7 minute și practic se vor economisi și câteva tone de combustibil pe an. Pe viitor se dorește deschiderea și altor puncte de intervenție ISU în comunele din Argeș.